Salutare din nou tuturor fraților și bine v-am regăsit în această serie de videouri revelatoare de proiecte noi cu potențial real, construite pe cel mai performant, sigur și scalabil blockchain din lume la ora actuală și vorbesc bineînțeles despre cel construit de către super echipa celor de la Elrond, care se întâmplă să fie chiar din România. Înainte de toate, trebuie să repet faptul că nu sunt consultant financiar, sunt aici pentru a vă oferi punctul meu de vedere legat de unele oportunități de investiție și doar atât, dar este de datoria fiecăruia să se informeze din mai multe surse și să decidă de unul singur dacă, cât și unde își investește banii. Mergând mai departe, videoul de astăzi este despre un proiect cu utilitate cât se poate de reală în viața fizică de zi cu zi, unul care vine să rezolve o problemă de care se lovesc în fiecare zi mulți posesori de autovehicule din întreaga lume. Acest proiect denumit FixFi are la bază propria monedă denumită Fix, al cărei model economic este foarte interesant pentru investitori, deci cu potențial real de generare de profit pe termen mediu și lung. Voi reveni în a doua parte a videoului cu informații detaliate despre acest aspect, precum și despre cele 9 faze de pre-sale care urmează, cu prima urmând a fi pe 5 mai și care vor avea loc toate pe minunatul JEXchange, care și-a dovedit deja eficiența și acuratețea în ceea ce privește descoperirea prețului monedelor proiectelor gen Launchpad lansate de către Elrond, după cum ar fi Ethereum, cu săptămâni în avans față de listarea oficială de pe Maiar Exchange și care va fi subiectul următorului meu video, deci nu uitați să vă abonați și să activați notificările eventual. Dar acum, haideți să ne concentrăm pe proiectul de astăzi, pe conceptul pe care îl aduce și pe problemele pe care le rezolvă acesta. FixFi este un startup cu sediul în Dublin, Irlanda și Torino, care integrează tehnologie, finanțe și blockchain-ul într-un efort de a inova accesul la credite pentru toată lumea și de a facilita creșterea potențială pentru micii întreprinzători. Proiectul privind plata în rate pentru repararea mașinii dumneavoastră a început la sfârșitul anului 2018 la garajul Michelangelo din Torino, Italia. Primii parteneri au fost Deutsche Bank și Compass SPA. De ce a început proiectul cu reparații auto? Asta s-a întâmplat atunci când cofondatorul FixFi, Facion Preca sau Fabio, a preluat un atelier de reparații auto și, datorită studiilor sale implementate asupra economiei, a remarcat în primul rând problema plăților pentru reparațiile costisitoare. Haideți să luăm un exemplu din viața reală. Un șofer auto intră într-un service și constată că factura reparației mașinii este foarte scumpă și nu și-o permite pe loc, acesta având nevoie de bani și pentru mâncare, nevoi familiale, chiria locuinței, etc. Așa că are două opțiuni în mod normal, fie ca serviciul să-i repare mașina low cost cu piese de slabă calitate, fie să amâne această reparație până strânge banii necesari. Niciuna din variante nu este convenabilă acestuia. În același timp, nici mecanicul nu va fi mulțumit, acesta trebuind să folosească piese second hand și nefiind plătit cum se cuvine în cele din urmă. Soluția adusă de FixFi este ca șoferul, clientul, să aibă reparația corectă a mașinii, plătind în rate costul reparației, așa încât cash flow-ul său să rămână neschimbat, permițându-și celelalte lucruri. Mecanicul poate și el realiza reparația folosind piese de calitate excelentă și fiind plătit cum se cuvine pentru munca sa. Soluția este una de tip win-win în care toate părțile implicate au de câștigat. Iar asta nu este tot. Al doilea lucru foarte important pe care îl generează FixFi se referă la creșterea numărului de antreprenori și aducerea de noi clienți care trebuie să efectueze o reparație prin circuitul FixFi. Deci există două aspecte inovatoare. Primul, posibilitatea achitării în rate a sumei reparației, iar al doilea, creșterea numărului de clienți noi prin aplicația FixFi și căutarea antreprenorilor care folosesc această soluție unică. În momentul în care serviciul auto vă cere 1000 de euro pentru rambursarea reparației mașinii voastre, nu vă faceți griji. Accesați aplicația FixFi, luați un credit instantaneu de 5000 de euro, apoi alegeți să plătiți în cât timp vă puteți permite. Odată ce luați acest credit, acesta rămâne disponibil chiar și pentru nevoile viitoare. Această soluție ingenioasă adusă de FixFi este sprijinită de către Banca Europeană Solaris Bank, cu sediul în Germania, cu birouri în multe țări UE.
Trecerea de la sistemul de modă veche la cel fintech, conștientizarea și impactul puternic pe care FixFi îl are de la cei care îl folosesc deja încă în mod vechi, care implică servicii tradiționale de creditare de la bănci, generează continuu noi cereri de aderare, acesta fiind motivul pentru care se lucrează la proiectul de transformare a FixFi dintr-un concept de modă veche în cel de fintech, iar datorită noului partener Solaris Bank, acum acest lucru va fi posibil. Banca Solaris a crezut imediat în autenticitatea și potențialul puternic aduse de FixFi, a dorit să devină partener principal, iar datorită implementării aplicației și portofelului FixFi, migrarea către o tehnologie mai rapidă și mai eficientă va fi foarte vioaie, creând astfel de o comunitate care folosește în principal platforma noastră, urmând a defini acea idee începută de către domnul Preca, care spunea următoarele. Costul oricărei lucrări efectuate de către orice mic întreprinzător pentru a repara un bun activ trebuie plătit în rate. Afacerea va fi implementată în prima fază pe piețele din UK, Irlanda și Italia și are un potențial uriaș după părerea mea, luând în considerare cele aproape 120.000 de afaceri legate de reparațiile auto și de cei aproximativ 115 milioane de posibili clienți care vor beneficia de garajele FixFi numai în aceste țări. Deja 50 de afaceri auto așteaptă să înceapă colaborarea cu FixFi, lucru care se va întâmpla începând din luna septembrie acestui an, iar pe fundal urmăriți niște imagini foarte recente de pe data de 26 aprilie, cu unele garaje care sunt deja nerăbdătoare să înceapă aventura alături de FixFi. Există și un program de atragere a acestor afaceri auto prin oferirea a 1000 de monede fiecăreia plus educarea în zona cripto, adică în folosirea aplicației Maiar și a lui Maiar Exchange, precum și un plan recurent pentru ele de a investi la rândul lor în moneda fix. Dar mare atenție, câmpul auto nu este singurul sector în care proiectul dorește să se dezvolte, următoarele vizate fiind legate de renovări case, electricieni, instalatori, reparații electrometrice, reparații instrumente tehnologice, sănătate sau servicii web digitale. Este ușor de realizat că cei care folosesc FixFi pentru a-și repara mașina au nevoie de sprijin și în alte sectoare, așa cum sunt enumerate cele de mai sus. Prin urmare, revin pentru a confirma conceptul adus de FixFi și care include numărul 1, un proces de win-win, numărul 2, extinderea bazei de clienți și numărul 3, păstrarea cash flow-ului clienților. După mila mea părere, acest proiect are un potențial de creștere foarte ridicat, date fiind ambițiile acestuia și utilitatea din lumea reală, toate urmând a fi realizate în cele din urmă prin blockchain-ul Elrond, în mod rapid, sigur, descentralizat și scalabil. Pentru că ideea este să se treacă în zona de Web3 Payments și DeFi, adică finanțe descentralizate, acolo unde pot livra unele proiecte precum Zoidpay sau UTrust și să se renunțe în timp la serviciile bancare tradiționale prin care urmează a funcționa FixFi în prima fază. Echipa FixFi este una foarte cosmopolită, fiind formată dintr-un irlandez, un italian, un indian și doi români, iar pe imaginile de fundal puteți citi mai multe despre experiența și expertiza cu care vine fiecare. Vă recomand să urmăriți și sesiunea live avută cu comunitatea de echipă puțin timp în urmă, la care v-am lăsat link în descriere. Dar ok, acum că am văzut cum funcționează conceptul și care sunt beneficiile, haideți să trecem la ceea ce vă interesează cel mai mult, poate, adică la modelul economic al monedei fix, la cum va funcționa procesul de pre-sale și ce urmează după. Cei de la FixFi vin cu niște inovații foarte interesante în această zonă și le vom parcurge imediat. Fix va avea un supply maxim de 1 miliard de monede. La cele 9 runde de pre-sale se vor oferi un număr total de 310.500.000 de monede, adică 34.500.000 de fix tokens pe rundă, cu prima rundă pe Jexchange în ziua de 5 mai la ora 20 a României. Veți găsi și linkul oficial Jexchange în descriere. Nu va exista niciun whitelist sau vreo limitare la cumpărare, primul venit, primul servit. Prețul unei monede va fi în jurul valorii de doar 3 cenți. Cu două zile înainte de pre-sale va fi anunțat prețul exact, precum și corespondentul în e-gold, moneda celor de la Elrond fiind singura cu care se va putea cumpăra fix token. Vor exista 4 pachete diferite. Pachetul Explorer, care cuprinde 25.000 de monede, pachetul Pioneer, conținând 50.000 de monede, pachetul Ambasador, adică 100.000 de monede,
pachetul Visionary, ce va avea 500.000 de monede, va exista un număr alocat pentru fiecare din acest tip de pachete, după cum puteți vedea în imagine. Pentru cei care doriți să participați la pre-sale și nu dețineți încă e-gold, puteți cumpăra folosind linkul din descriere, precum și din primul comentariu, care vă oferă și un bonus de $10 dacă achiziționați e-gold în valoare de minim $200. Vă anunț că voi participa și eu la acest prim pre-sale, acolo unde, bineînțeles, vom putea cumpăra la cel mai mic preț posibil, urmând ca acesta să crească treptat odată cu fiecare din cele 8 pre-sale-uri rămase. Și pentru că tot vorbeam de inovațiile celor de la FixFi, iată care sunt acestea. Deși nu va exista niciun vesting period, adică perioada de blocare a monedelor cumpărate în pre-sale-uri, așa încât oamenii care vor să vândă să-și poată vinde oricând monedele, ei bine, cei de la FixFi au venit cu niște idei strălucite pentru a da valoare în timp monedei și pentru a-i face în același timp pe oameni să nu le vândă imediat. Cum au reușit ei asta? În primul rând, va exista un program foarte puternic de reward-uri pentru cei care cumpără în pre-sale-uri și își pun la stake monedele cumpărate. Din acel maxim supply de 1 miliard, numai puțin de 200 de milioane de monede vor fi alocate acestui program pentru o perioadă de 2 ani, iar partea și mai interesantă este că din moment ce ai intrat în acel program și decizi să ieși la un moment dat, nu mai poți reintra. Asta înseamnă că procentajul de reward-uri va crește din ce în ce mai mult pentru cei care rămân până la final, pe măsură ce ies din ce în ce mai mulți din program. O idee genială care îi recompensează pe cei răbdători și care sunt aici pentru o investiție pe termen lung. Apoi va mai exista un program similar destinat celor care cumpără după finalizarea celor 9 runde de pre-sale-uri și care va oferi 100 de milioane de monede. A doua inovație despre care echipa FixFi nu vrea să spună foarte multe încă va fi legată de momentul listării pe Myer Exchange, care va coincide și cu listări multiple pe alte exchange-uri mari, unele centralizate. Acest lucru se va întâmpla undeva prin ultimele 3 luni ale acestui an, după terminarea rundelor de pre-sale, iar FixFi va face anunțuri pline de surprize cu puțin timp înainte de marea listare în lanț. A treia inovație explicată în întâlnirea live cu comunitatea avută loc de curând pe canalul lor de YouTube, la care v-am lăsat și link în descriere, este faptul că ei vor să implementeze posibilitatea de a folosi moneda fix pentru a obține credite bancare sau pentru a obține chiar reduceri la reparațiile auto, lucruri care vor crește foarte mult utilitatea precum și valoarea monedei fix. Această monedă va avea și un mecanism deflaționar, adică de ardere de monede. Fiecărui partener auto care începe colaborarea cu FixFi și va apărea în aplicația de smartphone, îi se va percepe o taxă anuală plătită în rate lunare, începând de la 100 de euro, bani cu care se vor cumpăra monede fix, care vor fi apoi arse automat. Asta va face din ce în ce mai rară moneda fix, pe măsură ce se înrolează din ce în ce mai mulți parteneri, proiecțiile pentru următorii ani fiind foarte încurajatoare, după cum se poate vedea în imaginile de pe fundal. În interviuri de pe YouTube, echipa FixFi a explicat faptul că fondurile de dezvoltare a proiectului se vor concentra mai ales pe marketing și pe deschiderea de noi piețe, deci pe aducerea din ce în ce mai multor investitori și parteneri, lucru care și el va crește valoarea monedei fix automat. Iar legat tot de asta, uitați-mi să vă mai spun și de cele 100 de milioane de monede fix dedicate programului Metabonding al celor de la Elrond de pe Myer Exchange. Aceste 100 de milioane de monede vor fi oferite zecilor și sutelor de mii de oameni care vor face parte din acest program despre care v-am explicat deja și în videoul trecut, care tocmai v-a apărut în dreapta sus și pe care vă recomand cu putere să-l urmăriți, fiind poate cel mai important video creat de mine până acum și care oferă o înțelegere panoramică a ceea ce înseamnă proiectul Elrond și a beneficiilor de care se pot bucura toți cei care profită la maxim de posibilitățile pe care le oferă sau le va oferi ecosistemul Elrond. Pe lângă Metabonding, moneda fix va fi listată de asemenea și în aplicația Maiar, oferind expunere unui număr mult mai mare de oameni care vor afla de ea și prin ea despre acest proiect, bineînțeles. Repet, posibilitățile de creștere și de profit la urmă le văd a fi imense, dar numai pentru cei care au răbdare și sunt aici pe termen lung.
Personal voi intra clar în acest program special de staking oferit de FixFi și poate că voi lăsa deoparte un mic procentaj de monede la liber pentru momentul marii listări multiple așteptate spre finalul anului, atunci când prețul este posibil să aibă o creștere rapidă și foarte mare, moment în care poate este bine să încerc să îmi recuperez suma investită în pre-sale, ca să zic așa. Bun, cam acesta cred că este videoul pentru astăzi. V-am lăsat în descriere și contul meu de Twitter dacă doriți să fim și acolo în contact și să fiți cât mai informați legat de întreg ecosistemul Elrond, ce se construiește chiar acum și care va avea un impact major asupra viitorului economic și tehnologic al omenirii, până în momentul în care știința ne va permite să ne bucurăm de viață și doar atât, știință care va elimina și moartea în cele din urmă. Vă pup pe toți și ne revedem în videoul despre Exchange, adică duminică. Numai bine tuturor!